Binecuvântat să fie Domnul! Ariana și Gabriel, bine ați venit în casa Domnului la cea mai frumoasă zi din viața voastră, sper! Bine ați venit! Spunem tuturor ceruri care astăzi sunt împreună la această zi de sărbătoare, de bucurie pentru cele două familii din biserica noastră, familia Gălai și familia Grigoraș. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Aș vrea să citim împreună un cuvânt din Cântarea Cântărilor, capitolul 2, de la versetul 10 în continuare, de aceea vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, începând cu versetul 10. Prea iubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te iubito și vino frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării și se aude glasul turturelei în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, iubito, și vino frumoasă! Porumbiță din crăpăturile stâncii ascunsă în scobiturile prăpăstiilor, arată în fața ta și fămă să-ți aud glasul, căci glasul tău este dulce și fața ta plăcută. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Până la răcoare zilei și până la lungirea umbrelor, întoarce-te, iubitule, sari ca o căprioară sau ca puiul de cerb peste munții ce ne despart. Amin. Vă invit să vă reașezați. Cartea aceasta, Cântarea Cântărilor, a fost una dintre cele mai controversate cărți care alcătuiesc Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când teologii s-au și au, au trebuit să separe, au trebuit să aleagă, pentru că nu toate cărțile au fost incluse în canonul Vechiului Testament, cartea aceasta a fost lăsată undeva mai la urmă, și oamenii au spus, nu prea are ce căuta în Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că e vorba de o iubire romantică, e vorba de parcă prea multe lucruri aici care n-ar avea de a face cu viața de credință sau cu viața omului. Însă, Dumnezeu așa a rânduit ca această carte să facă parte din scriptură, așa cum Dumnezeu a rânduit ca sentimentul iubirii să facă parte din natura umană, să facă parte din viața noastră. Dumnezeu vrea asta. Dumnezeu vrea ca în familie să existe iubire, să fie această iubire romantică, această iubire care vrem în această zi și Ariana și Gabriel să o poată avea de aici încolo și până la, rest, până la sfârșitul vieții lor. De multe ori chiar pastorii nu prea vor să vorbească despre asta, e ca și cum ar fi ceva în afara sacrului cu toate acestea, vedeți, întrebarea pe care noi o punem minilor este tocmai asta. Din dragoste? Și o pun întrebare, din care dragoste? Eu cred că e vorba tocmai de dragoste aceasta, firească, am spune noi. O dragoste care trebuie să se manifeste, trebuie să se exprime într-un fel. În această dimineață, pentru voi, am pregătit acest mesaj care va avea titlul O poveste de dragoste. Eu cred că și povestea voastră este o poveste de dragoste, da? Noi vă întrebăm, vă vom întreba și oficial, dar până să vă întrebăm, noi asta vă întrebăm, vă iubiți? Din dragoste ți-a ajuns aici? Vă obliga părinții cumva? Matrimoniu combinat Nu. Bun. Noi vrem să ne asigurăm că familia se întemeiază pe căsătorie între bărbați și femeie bazată pe dragoste. Asta va fi întrebarea noastră. Dacă din dragoste, nesili de nimeni, vă căsătoriți astăzi. Potrivit acestui pasaj și altor pasaje din Scriptură, dar în mod special de aici, vom vedea ce înseamnă iubirea din perspectiva lui Dumnezeu. Ce presupune o poveste de dragoste. Aici e vorba în cântarea cântărilor, pe scurt, de, despre iubirea unui prinț față de o fată și ea are întotdeauna, să spunem așa, aventurile ei, are întotdeauna riscurile ei. Ba nu vrea ea la un moment dat, ba nu vrea el, ba nu vor amândoi, ba iar vor amândoi, cam asta e povestea de dragoste în general când bate el la ușa ei și ea nu îi răspunde, când după aceea ea se răzgândește și aleargă ea după el, și așa mai departe. Asta e viața, asta e povestea de dragoste. Dacă a fost și între voi așa, nu știu. Dar de aici încolo, de la, de la căsătorie, din momentul acesta, nu mai trebuie să fie așa, da? Deci trebuie să fiți totdeauna împreună. Ce presupune o poveste de dragoste? Ce include ea? Ce conține ea? În primul rând, în versetul 10 am citit aici, „Preubitul meu vorbește. O poveste de dragoste implică, în primul rând, comunicare. Gabriel, vorbești? Bun. Să nu uiți că ceea ce cred că își dorește Ariana, cum își doresc toate femeile, este ca soțul să vorbească. Asta vor. Chiar dacă pentru el a vorbi e simplu, da, e bine, a fost bine, gata, e terminată comunicarea. Ele vor să, vorb, să, să vorbim într-una, ceea ce nu prea e specific nouă. Prea iubitul meu vorbește în dragoste, în familie, în căsnicie. Un lucru foarte important este comunicarea. Și dacă familiile, în general, pierd, pierd pe terenul acesta al comunicării, pentru că nu există comunicare, fie că nu există deloc comunicare, fie că e vorba de o comunicare poate vulgară, poate dură. Și de aceea s-a citit deja de la timpul de rugăciune, vorbiți între voi, vorbiți între voi, cu psalm, cu cântări de laudă, cântări duhovnicești, cântând cu mulțumire în inima voastră, aduceți laudă Domnului. E importantă comunicare, nu uitați că povestea dragostei voastre trebuie să cuprindă în primul rând comunicarea. Prea iubitul meu vorbește, vorbește și îmi zice. Da, vorbește, dar nu vorbește cu colegii, nu vorbește cu prietenii, nu știu unde, Vorbește cu ea, vorbește și îmi zice. În al doilea rând, povestea de dragoste include și declarații de dragoste. Am întâlnit, din păcate, bărbați care uh, nu, nu iubesc, nu, nu gândesc că ar trebui să facă declarații de dragoste. Chiar unul mi-a spus odată, frate, i-am spus odată la i am spus că n-am cerut-o, că o iubesc și gata, ajunge pentru toată viața. Dacă mă răzgândesc cu anunț. Până atunci e ok. O poveste de dragoste include și declarații de dragoste. Scoală-te iubito. Vino frumos. Vedem aici aceste declarații și le vedem în toată cartea aceasta, aceste declarații. O iubire care este exprimată, este manifestată. Voi trebuie să aveți iubire unul pentru celălalt, trebuie mai întâi să o aveți. Dar apoi această iubire pe care o aveți trebuie să o exprimați, să o exteriorizați, să o manifestați într-un fel. Acum este absurd și uh, fățărnicia sau ipocrizia. Unul nu are iubire, dar are cuvinte de iubire. Amore. Trebuie să ai mai întâi iubirea, iubirea trebuie mai întâi să existe în inimă și apoi trebuie manifestată. Nu-i bine nici iubire să existe și să nu fie manifestată, să nu fie exprimată, să nu fie declarată, cum nu-i nici bine să fie doar declarată și să nu existe. Iubirea trebuie mai întâi să existe în inima voastră, în viața voastră, să aveți iubire unul față de celălalt și apoi nu uitați de declarațiile iubirii. Și poți să declari. Sunt atâtea feluri în care poți să declari iubirea, poți să manifesti iubirea, poți să-ți exprimi iubirea. Eu le mai spun la miri, în general. Poți să-i spui că o iubești și cu poezie și cu cuvinte, dar poți să mai spui că o iubești și cu aspiratorul și cu. Vezi, găsești atâtea lucruri de făcut prin casă. De obicei, ele cam așa apreciază că sunt iubite. Dacă le ajuți la treabă, prin casă. În al treilea rând, o poveste de dragoste include și complimente. Astăzi, Ariana și. Gabriel, vreau să vă dau această veste pe care poate voi o știți. Areana, știi că el are calități, da? Cred că de asta te și căsătorești cumva și iubești mai mult pentru calități. Ce înseamnă complimentul? Complimentul înseamnă să observi calitățile și să le scoți în evidență, să vorbești despre ele. Dacă eu aș lua o foaie albă, oricare ar fi ea, și aș pune pe ea un simplu punct negru, ce vedeți voi? De obicei toți văd punctul negru. A face complimente înseamnă să te uiți pe punctele cele albe și să spui, bun, e un punct negru, nu e nicio problemă. Vreau să vă spun astăzi că Ariana, să știi că Gabriel are și puncte negre, are și defecte. Toți le avem. Suntem imperfecți. Dar dacă vrei în viață să reușești, trebuie să treci dincolo de punctele negre, trebuie să treci dincolo de defecte, trebuie să nu te uiți prea mult, să nu focalizezi prea mult privirea ta spre defecte. Și trebuie să te concentrezi întotdeauna pe calități. Și asta înseamnă să faci complimente. Nu gratuite, nu ieftine. Să te uiți, să apreciezi lucrurile bune, pentru că sigur are lucruri bune. Vorba unui predicator, până și diavolul are lucruri bune. De ce să nu găsești lucruri bune la un om? Sunt unii care spun, e așa de rău, oricât ar fi de rău, hai să analizăm lucrurile bune din viața unui om. Și cred că dacă te uiți, oricât de rău ar fi soțul tău, oricât de rău ar fi, dacă vrei, dacă te străduiești să vezi lucrurile bune, cred că vei vedea multe. Dacă vrei să le vezi, dacă nu vrei să le vezi, nu le vei vedea. Vei fi orbit să te uiți doar și doar spre lucrurile negative, doar spre defecte. Ei bine, iubirea nu înseamnă să găsești persoana ideală. Căsătoria din iubire nu înseamnă să găsești persoana perfectă, ci iubirea înseamnă, aleg să trec peste defecte, să acopăr greșelile și să mă uit spre calități. Asta face Dumnezeu și cu noi. Și e important în, în iubire, în căsnicie, în familie, să existe această iubire care observă, care se focalizează doar spre calități. Și calitățile nu doar că le observă, le scoate în evidență. Că din tot ce te înconjoară, noi, oamenii, nu putem să vedem toate lucrurile. Eu pot să văd doar în față un anumit lucru. Cele din spate nu le pot vedea. Trebuie să mă întorc. Adică trebuie să mă focalizez, trebuie să îmi țintesc privirea spre ceva. Ei bine, e important. Pentru că tu alegi spre ce te uiți. Tu alegi spre ce te uiți. Dacă te duci la casa cuiva, tu poți să alegi să te uiți spre lucrurile frumoase, să observi lucrurile frumoase. Dacă îți place o să le vezi doar lucrurile negative, n-ai decât du-te în tomberonul lui de gunoi și răscolește pe acolo totul. Orice casă are un tomberon cu gunoi. Oriunde există lucruri neplăcute, dar e important în viață să știi să te concentrezi doar pe calități, pe lucrurile pozitive, pe lucrurile frumoase. Când te întâlnești cu o persoană, să analizezi sau să observi, sau să scoți în relief, să scoți în evidență calitățile, să vorbești despre calități. Și observați aici complimentele, fața ta este plăcută, glasul tău este dulce, vino frumoasă. Asta vede. Și cartea asta este plină de tot felul de figuri de stil, ca să le numim așa, care scot în evidență calitățile. Și aproape deloc se vorbește despre defecte. Deși acești oameni, acest prinț, această fată frumoasă, aveau, bineînțeles, defecte. Dar o poveste de dragoste mai conține în al patrulea rând și romanticism. Eu îl numesc așa, romanticism. Adică e bine să iubești, să comunici iubirea, să declari iubirea, e bine să scoți în evidență calitățile, dar contează foarte mult și cadrul, ambientul. Și acești tineri, în relația lor, în întâlnirea lor, se observă unul pe altul, observă calitățile lor, dar mai au totuși o, o calitate. Se uită în jurul lor și apreciază natura. Ce este în jurul lor. Asta înseamnă romanticismul. Și vedeți luna pe cer, nu? Luna pentru un drăgostit deja e altfel cerul este altfel, florile sunt altfel. Și acești oameni încep să observe, se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării, în câmpiile noastre se pârguiesc roadele, viile noastre sunt în floare, totul e frumos, totul e, poate pentru alții era o zi ca oricare altă zi. Pentru ei era obișnuit în fiecare zi, merg pe câmp, mă plictisesc, sunt singur, omul se gândește la necazurile lui. Când omul e îndrăgostit, vede lucrurile altfel, încep toate să prindă parcă altă culoare dau altă culoare vieții. Asta face iubirea și asta include o poveste de dragoste și romanticismul acesta. Adică trebuie să știi că în viața voastră de familie mai aprinzi o lumânare, nu la căpătăi cum fac ortodoxii, mai prinde lumânări mai așa, mai duci o floare, mai pui o muzică liniștită, un ambient frumos, crezi un cadru în care povestea dragostei voastre să se Poate menține totdeauna așa cum ar trebui să fie. Și asta creați voi, asta vedeți voi. De asta, noi oamenii am fost înzestrați de Dumnezeu cu spiritul acesta de a înfrumuseța lucrurile. Că poți să-ți faci o casă, ai pus două pietre, ai acoperi și stai acolo, dar spui stai puțin. Pentru că toate au un impact asupra Sufletului Omului. Colorile, formele și designul chiar dacă pare ceva absurd, ceva, nu, are un mare impact. Și e important să știi, casa ta să fie un colț de rai și casa ta să, să știi să o faci cu gust, să fie un cadru în care romanticismul se găsească rea la casă. Să te reprezinte, să reprezinte Sufletul tău, frumusețea Sufletului tău și frumusețea poveștii voastre de dragoste. Contează foarte mult. Știu că foarte mult nu pun accent pe asta. Lasă acolo, nu contează farfuria cum e, nu contează ce tablou, nu contează ce scaune sunt, să fie. Nu așa că ne-am obișnuit, dar cred că ar fi timpul să ne mai. dacă tot dai un ban. Dar pe ceva frumos, dacă tot alegi ceva, tot tu alegi, alege ceva frumos, ceva plăcut, ceva în care uh, să te regăsești, să-ți placă să stai acasă. Dacă tot, tot trebuie să ți alegi, oricum mobilă tu ți o alegi multe lucruri le alegi, tot tu ți alegi o haină, alegi-ți o haină cum trebuie. Tu crezi cadrul, ambientul în care familia ta să se poată regăsi, să se regăsească în această poveste de dragoste. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Citiți cartea Cântarea Cântărilor și veți observa cât romantici Nu mi-e pe mie timpul, nici nu vreau, dar veți observa cum acești doi tineri știu să fie și romantici. Că vorbesc frumos, că declară iubirea lor, scot în evidență complimentele lor, calitățile sunt exaltate într-un fel, și știu ca iubirea lor să o trăiască într-un într cadru plăcut. Dar, acum, că ați ajuns deja cu capul prin nori, vă mai coborăm pe pământ și mai mergem la un alt capitol. O poveste de dragoste include și responsabilitate. Versetul 15 spunea, Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici, care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Acum, e frumos o poveste de dragoste, o nuntă frumoasă, o viață frumoasă, însă în această zi vreau să fiți responsabili, să fiți atenți la un lucru. Oricât de frumoasă este via voastră, care e simbolul bucuriei, oricât de frumoasă este viața voastră, familia voastră, nu uitați că voi sunteți responsabili de un lucru. Familia voastră este în pericol. Este cineva, șarpele, diavolul, care este vrăjmașul sufletului nostru. El este vrăjmașul oricărei neprihăniri. Diavolul este vrăjmașul oricărui bine. Diavolul este vrăjmașul familiei. De la început, din Eden, prima familie a fost atacată de diavol. Și n-a fost un război să vină diavolul cu furca, cu toporul la ei, ci a venit, s-a deghizat într-un înger de lumină, într-unul care dorește binele, unul care dorește plăcerea, unul care dorește ca tu să fii fericit, dorește fericirea ta, oferindu-ți o altă fericire decât cea pe care a lăsat-o Dumnezeu, oferindu-ți o altă plăcere decât cea pe care a rânduit-o Dumnezeu. Și diavolul întotdeauna va submina această fericire, această bucurie pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru om. Și iată că acești doi tineri realizează un lucru. Avem viile noastre, e frumos, Totul e cântec, totul e muzică, totul e floare, dar suntem atenți la un lucru, pentru că acolo, în, în Israel, existau niște vulpi mici, foarte mici, erau ca niște cârtițe care reușeau să intre pe dedesubt, pentru că orice vie avea, avea garduri. Pentru animalele mai mari, oamenii făceau garduri ca nu cumva să vină cineva, să nu vină hoții, să nu vină animalele, să intre, să le strice via. Dar se întâmpla ceva. Pentru că oamenii întotdeauna erau atenți la lucrurile mari, să facă garduri pentru lucrurile mari. Însă erau cele vulpi mici care erau ca niște cârtice, făceau tuneluri pe sub pământ, săpau pe sub pământ, treceau pe sub gard și pe nevăzute, la rădăcina viței de vie. Nu, nimeni nu vedea, nimeni nu observa asta. Dar acolo la rădăcină mergeau aceste vulpi mici, rodeau rădăcina. Și pe nevăzute, nimeni nu observa asta, dar când venea vremea roadelor, deja vița de vie începea să se usuce. Și nimeni nu înțelegea de ce, pentru că nimic nu se vedea, nimic nu se observa. Până când descopereau că undeva rădăcina a fost mâncată de aceste vulpi mici responsabilitate înseamnă să fii atent la familia ta, să fii atent că sunt lucrurile cele mici, vulpile mici care strică viile în floare, acele lucruri care noi le considerăm banale, dar care pot să distrugă familia. Și nu uitați că orice divorț este sfârșitul unei povești de dragoste care a început frumos. Dacă dai banda înapoi, te duce spre o zi frumoasă, cu flori, cu muzică, cu plăcere, cu bucurie, cu zâmbete și toți au spus, da, îl iubesc, totul a pornit, am spune noi, de la iubire. Și totuși astăzi, în lumea în care trăim noi, diavolul a reușit astăzi performanța aceasta în multe zone ale lumii, ca anual numărul divorțurilor să fie mai mare decât al căsătoriilor. Adică într-un an, mai puțini oameni se căsătoresc, dar mai mult divorțiază. Și sunt statistici îngrozitoare. Și de aceea, astăzi, când sunteți la ziua voastră frumoasă, trebuie să vă luați acest angajament, trebuie să aveți această responsabilitate, trebuie să aveți grijă de familia voastră, să vă păziți bine. Și cum spunea Sunamita chiar la început, frații mei m-au pus în păzitoare la vii, dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Trebuie să fii foarte responsabilă. Pentru că tu zidești casa și tu ce-o dărâm. Nimeni nu va face lucrul acesta. Nu uitați că asta este responsabilitatea voastră. Voi vă veți zidi casa sau voi vă veți dărâma casa. Povestea voastră de dragoste o construiți voi și este în mâinile voastre, este în responsabilitatea voastră. Și dacă voi veți fi atenți, dacă voi veți sluji pe Dumnezeu, dacă voi veți ști ca oameni responsabili să trăiți într-un cerc, pentru că observați, la un moment dat îi spun, prindeți-ne, cui se adresează? Sunamita avea niște frați. Și ea face apel la familie, ea face apel la frații ei, prindeți-ne vulpile astea, ajutați-ne aici. E important familia să trăiască într-un cadru, într-o comunitate, ceea ce noi numim biserica. Biserica nu e doar un loc unde ne adunăm din când în când. Biserica e un loc, este o comunitate care e rânduită de Dumnezeu să ne apărăm, să ne ajutăm unii pe alții, să ne susținem reciproc. De asta noi trebuie să venim la biserică, de aceea noi trebuie să ne aducem copiii la biserică, pentru că ei să găsească un cadru în care noi să-i ajutăm pe cei care poate intră la un moment dat într-o criză, oameni care nu mai reușesc singuri să prindă vulpile cele mici și apelează la alții din jurul lor, apelează la biserică, apelează la frați. Să nu uitați lucrul acesta. Apelați la biserică atunci când sunt probleme. Dar asta întotdeauna, noi ne spunem membrilor noi care vin, nu uitați că e datoria voastră. Adică noi nu putem trece câțiva păstori pe la 500 de membri sau în fiecare dimineață să vă sunăm, să vă întrebăm cum vă merge, e bine sau nu. Când apare o problemă, trebuie tu să apelezi. Nu vă așteptați să vină doctorul în fiecare dimineață la voi să vă întrebe ce temperatură ai, cum e una cum e alta. Când tu te simți rău, când tu simți că ai o problemă în trupul tău, te duci la doctor. La fel în familia ta când simți că ceva nu merge, când ceva se duce spre prăpastie, apelează tu la timp. Nu lăsa lucrurile să meargă și apoi poți învinui oamenii lui Dumnezeu, nimeni n-a venit, nimeni nu m-a întrebat, dar tu la cine ai apelat? Că e ușor în spatele unui zâmbet să se ascundă multe probleme. Noi nu le putem ști. Dar e important, voi ca familie, responsabilitatea voastră. Voi întotdeauna apelați. Vedeți, vorbiți mici. Vedeți că nu faceți față. Apelați. Apelați la biserică. Apelați la cei din jurul vostru care vă pot ajuta. Pentru că noi de asta suntem aici. Dar, în primul rând, noi răspundem unor întrebări sau noi mergem unde suntem chemați, unde suntem așteptați. Nu putem uh, face foarte multe la capitolul acesta. Dacă cineva cere ajutorul, suntem gata să-l oferim și. Totdeauna inițiativa trebuie să fie din partea voastră, ca familie. Apoi, o poveste de dragoste, în al șaselea rând, implică și credincioșie. E frumos că vă iubiți, e frumos ca familie să fiți uniți, dar nu uitați că povestea de dragoste implică și credincioșie. Ce înseamnă credincioșie? Versetul 16. Prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Asta e credincioșia. Voi vă căsătoriți. Astăzi legământul căsătoriei este că tu îl vei iubi doar pe el că doar El va fi al tău și la fel tu o vei iubi pe ea și doar ea va fi a ta. Vă aparțineți unul altuia. Ea nu va fi una din mai multe, El nu va fi unul din mai mulți, ci doar unul singur. Eu sunt al ei sau eu sunt al lui și așa mai departe. Credincioșie. Dumnezeu vrea din, de la o familie, ceea ce se așteaptă Dumnezeu, dincolo de culorile frumoase, dincolo de declarații, dincolo de orice. Dumnezeu la legământ, spunea în cartea Maliahic, și se așteaptă Dumnezeu la credincioșie. Și dacă era supărat Dumnezeu pe poporul lui, era supărat pentru că nu mai era credincios. Nu mai era credincios neveste din tinerețea lui. Și Dumnezeu spunea, eu urăsc despărțirea în căsătorie. Și spunea Dumnezeu, nu mai acoperiți altarul lui Dumnezeu cu lacrimi. Adică nu spuneți că voi sunteți credincioși, că veniți la biserică, luați darurile dinaintea lui Dumnezeu. Nu vrea Dumnezeu, nu are Dumnezeu nevoie de religia voastră, de închinarea voastră, de slujirea voastră. Dumnezeu nu are nevoie de absolut nimic, nu-i trebuie. Nu-l impresionezi pe Dumnezeu cu nimic. Dacă în familie nu există credincioșie, totul este zero. E prăpastie și atât, nu mai există nimic. Tu poți avea o religie de fațadă. Tu poți avea ceva să spui familia ta, dar dacă nu există credincioșie, în fața lui Dumnezeu totul este zero. De aceea, astăzi, când povestea voastră de dragoste se împlinește aici, într-un fel, se închide un capitol și începe altul, nu uitați că astăzi faceți legământ înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu este martor. Legământul pe care îl faceți este un legământ al iubirii și al credincioșiei iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Vă aparțineți unul altuia. Nimeni și nimic să nu vă despartă. Nici o altă persoană nu trebuie să mai fie pentru tine sau pentru, pentru el sau pentru ea, ci doar voi doi alcătuiți familia binecuvântată de Dumnezeu. Și trebuie să fiți credincioși unul altuia. Asta vrea Dumnezeu asta își dorește Dumnezeu de la fiecare dintre noi și asta trebuie noi să spunem potrivit cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Am ajuns la numărul șapte, cifra de săvârșirii. O poveste de dragoste include și hărnicie. Uitați ce spune aici tot versetul 16. El își paște turma între crini. Da, e îndrăgostit, dar la treabă. Asta era meseria lui. Era agricultor, era păstor, trebuia să pască turma, asta era munca lui. El își paște turma. Dar o paște între crini, adică muncește cu entuziasm, cu bucurie, munca nu e o corvoată. Munca trebuie să fie o satisfacție, o plăcere, fac ceva, sunt util, câștig, am beneficii. Munca pentru un creștin nu, nu este un chin, nu este o pedeapsă. Ci munca trebuie să fie o plăcere, să faci lucrurile cu plăcere, să-ți placă, muncești. Pentru că o poveste de dragoste, o familie, dacă vreți, binecuvântată, nu uitați lucrul acesta. Trebuie să aibă la bază și hărnicia. Să lucrați cu mâinile voastre la ceva bun, ca să aveți de unde da și altora. Asta presupune o poveste de dragoste. O familie binecuvântată trebuie să aibă la bază hărnicia. Trebuie să aibă la bază munca. Dumnezeu așa binecuvântează. El binecuvântează ca în somn, nu în somn. Adică nu dormi până la amiază, nu faci nimic toată ziua, să-mi dea guvernul, să-mi dea biserica, să-mi alții și totul e pe ce fac alții pentru mine. Ci ca familie te căsătorești trebuie să fiu un om responsabil, am de muncă, muncesc, aduc pâinea cea de toate zilele pe masă, da? și îmi place foarte mult psalmul 128, ferice de oricine se temă de Domnul și umblă în căile lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale. Da? Vezi, ești fericit, vezi că îți merge bine. Copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin în prejurul mesei tale. Nevasta ta este ca o viță roditoare în mijlocul casei tale. Contează atât de mult ca uh, mâinile tale să fie binecuvântate de Dumnezeu, să vezi că munca îți merge bine. Să fii un om responsabil, să fii un om harnic, pentru că în familia voastră voi sunteți baza, voi trebuie să munciți, voi trebuie să faceți ca dacă Dumnezeu vă binecuvântează copiii, să le asigurați într-un fel viitorul. Bineînțeles și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Noi cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar totdeauna Dumnezeu a pus în mâinile noastre, chiar și în rai, Dumnezeu a spus omului, lucrează grădina, păzește grădina. Niciodată Dumnezeu nu a spus, lasă că fac eu totul, voi dormiți, nu o să faceți nimic, nu vă implicați în nimic, stați cu mâinile încrucișate că Dumnezeu vă ghează, Dumnezeu binecuvântează. O astfel de binecuvântare nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu nu a binecuvântat niciodată pe cineva care doarme, cineva care nu face nimic. Nu binecuvântează Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântează munca. Pe cel care are putere, Biblia spune, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Nici în biserică nu-i primea. Pavel spunea: Dacă cineva nu vrea să lucreze, scoate-l afară, depărtați-vă de el. Nu aveți nevoie de oameni care nu vor să lucreze. Atenție, că sunt oameni care nu pot, sunt oameni care se îmbolnăvesc, sunt bătrâni care trebuie să iasă la pensie, sunt femei însărcinate în anumite perioade, nu pot lucra. E altceva când nu poți să lucrezi și altceva când nu vrei să lucrezi. Când ești sănătos și nu vrei să lucrezi, nu vrei să te implici și apoi îl mai pui și pe Dumnezeu în mijloc, spunând, lasă că îmi dă Dumnezeu în somn. Dumnezeu binecuvântează ca în somn. De aceea familia trebuie să aibă la bază aceste șapte lucruri, pe scurt, prezentate de mine. O poveste de dragoste implică, în primul rând, comunicarea. Vorbiți unul cu altul. Exprimați-vă emoțiile, sentimentele voastre, temerile voastre, îngrijorările voastre. Vorbiți unul cu altul. Dar exprimați-vă și dragostea, pentru că o familie, o poveste de dragoste implică și declarații de dragoste. Întotdeauna apar probleme, da, sunt alături de tine, te iubesc, ne iubim, mergem împreună, vor părea necazuri, dar să știi că în necazuri este cineva care ține la tine, care va trece dincolo de greșeli, care va ști să acopere, va ști să depășească defectele, să depășească orice moment de criză. Nu uita apoi că în al treilea rând înseamnă o poveste de dragoste Conține și complimente, să scoți în evidență calitățile, să observi calitățile, să vorbești despre ele, când vorbești cu alții, să spui doar de bine, să scoți în evidență doar calitățile. Pentru că asta înseamnă, de fapt, binecuvântarea, vorbire de bine. Nu uitați acest lucru. Binecuvântare înseamnă vorbire de bine. Și voi vă puteți binecuvânta unul pe altul. Dumnezeu vă va binecuvânta pe voi, înseamnă că Dumnezeu când vă binecuvântează, îl scoate în evidență calitățile voastre. Vă vorbește de bine. Și voi să vă binecuvântați unul pe altul și să vă apreciați unul pe altul. Asta înseamnă apreciere, aprecierea calităților. Dacă Dumnezeu vă va da copii, apreciați-vă copiii, încurajați-i, scoateți în evidență întotdeauna calitățile. Orice copil, orice om are calități, scoate în evidență asta. Nu mai vorbi despre defectele lui, despre nereușitele lui, despre greșelile lui, despre defectele lui. Scoate în evidență întotdeauna calitățile, succesul, reușita. Apreciază întotdeauna ceea ce este bun, fii pozitiv. Asta înseamnă o poveste de dragoste adevărată. Și apoi. Poveste de dragoste implică și romanticism. Voi trebuie să vă asigurați cadrul. Observați și ce este în jurul vostru. Faceți ca mediul vostru, ambientul în care sunteți voi, familia voastră, casa voastră, ambientul vostru sonor, dacă îl putem numi așa, să fie unul plăcut. Să se audă cuvinte frumoase, pe un ton moderat, lucruri plăcute, totul să fie frumos, totul să fie la locul lui, în așa fel încât să vă placă să locuiți în mediul acela. Și nu uitați și de lucrurile subliniate la urmă, responsabilitate. Familia voastră este în pericol, fiți responsabili, fiți credincioși și apoi credincioșie, fiți credincioși unul la altuia, fiți credincioși Domnului și hărnicie. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să binecuvinteze munca voastră, să binecuvinteze slujirea voastră, să binecuvinteze Domnul viața voastră și să facă viața voastră să fie o viață binecuvântată de Dumnezeu, pentru că asta vrea Dumnezeu de la voi. Dumnezeu își dorește ca fiecare tânăr, fiecare tânără să fie fericit, să fie împlinit, dar rețeta fericirii a stabilit-o el. Dacă tu nu folosești ingredientele lui Dumnezeu, nu are cum, nu are cum să-ți iasă fericire. Dacă vrei să faci ragu, ai niște ingrediente. Dacă tu pui altceva, dacă nu de carne pui lemne, nu poate să-ți iasă ragu. Dacă pui altceva, dacă vrei ca rețeta să fie bună, trebuie să respecti în primul rând ingredientele, calitatea ingredientelor, cantitatea ingredientelor, când le pui și cum le pui, dacă vrei să-ți iasă bine. Ori noi oamenii avem așteptări absurde. Avem rețeta lui Dumnezeu pentru fericire, dar punem ce vrem noi. Dar avem așteptările să iasă ragu și noi punem nu știu ce, plastic, bucăți de plastic, de lemn și de altceva. Dar vrem să iasă bun. Nu se poate. La fel cum dacă faci o mâncare, respecti rețeta lui Dumnezeu, la fel în viață, pentru fericirea ta, pentru fericirea familiei tale, pentru că o poveste de dragoste să fie una de succes, trebuie să respecti rețeta lui Dumnezeu, ingredientele lui Dumnezeu. Să pui în ea comunicare, să pui în ea declarații de dragoste, să pui nea complimente, să pui în ea romanticism, să pui în ea responsabilitate, să pui nea ea credincioșie, și să pui nea și hărnicie. Și apoi viața voastră va fi una fericită, va fi împlinită, pentru că respectați cuvântul lui Dumnezeu. Noi asta facem, asta ne învață Scriptura. nu doar o carte veche, ci Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este rețeta pentru fericirea voastră. Și mă rog din toată inima, Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze. Amin.